Tinerii de la ansamblul Timișul au urcat pe scena celui mai prestigios festival la Tulcea, un concurs destinat copiilor, Peștișorul de aur. Timișul s-a întors acasă cu premiul întâi, muncit și bine meritat. Astfel, Timișoara, Timișul și Banatul au fost reprezentate cu fală și au dat o vadă de pasiune și respect pentru folclorul autentic românesc. Cei care au deschis dansatorilor calea către podium au fost coregrafii Maria Dudău Topciov, Cipi David și Doina Susan. În timp ce tinerii instrumentiști, coordonați de dirijorul Nicolae Baniciu, au pus umărul la câștigarea unui premiu special pentru interpretare vocală, adus acasă de Sarasdic.